Salutare! Am primit mai multe întrebări legate de cele două porumbeilor pe timpul postului care le-am făcut de 4 zile spre 5 fără mâncare. Poate fi unul din cele două ceaiuri. Acesta pentru afecțiuni hepatobiliare sau afecțiuni respiratorii. Să vedem ce conțin fiecare. Și cel de infecții respiratorii conțin următoarele. Aceste ceaiuri pot fi folosite mai tot timpul anului. Îmi place să folosesc la recuperarea porumbelor când sosesc în prima apă împreună cu Amino Forte Biotics, miere, lămâie și unul dintre aceste ceaiuri. Puteți face câte o cură, 2-3 pe an, în special în extra sezon. Puii la fel răspund foarte bine la astfel de ceaiuri. Am avut un 2-3 ani în care efectiv zburau foarte bine și susținut și mult timp. Am o condiția să nu fie nici bolnav, dar eu zic că își face treaba pentru că administrat în cure mai lungi putem obține efectele dorite de la aceste ceaiuri. Așa, o zi, două, hai că merge, doar o zi, două le-aș folosi în cazul în care am făcut deja curele și putem face doar așa, întreținere din când în când. Da. Eu zic că mai bine mergem pe cure mai lungi și în acest fel ne putem face o părere și putem trage o concluzie potrivită după administrarea specială acestor ceaiuri.